Salutare tuturor și bine v-am găsit la episod de Clash Royale. Bine, n-am mai postat de foarte mult timp Clash Royale, așa că m-am gândit, hai să facem ceva special, așa că am cumpărat acea ofertă specială pentru că am intrat în Arena 8 de 50 de lei cu 100.000 de gold, gemsuri și un magical chest, corect. Bine, uitați aici pe ecran un videoclip în care am deschis toate astea. Magical chest-ul nu a fost foarte, foarte genial, dar am avut noroc cu gold și cu aceste gemuri pentru că ne ajută, am făcut upgrade-uri la tot felul de cărți, am mai făcut chestii, am scos ceva în trofee, totuși că n-am prea mai jucat de ceva timp, într-adevăr. Am mai avut și clan chest pe clan, doar că nu mi-a picat nimic interesant. Hai să intrăm într-un match de Clash, nu vă luați de mine, n-am mai jucat de ceva timp Clash Royale, așa că nu știu cât de bine o să joc și chestii de-astea, dar sperăm că ne vom descurca. Bun. Ok, avem deja. Deja avem companie. Nu prea ne-a ieșit schema. Mamă, dar am lag. Am lag rău de tot. Ați văzut cât de greu s-a pus prințul. No. Dar de ce nu s-a ocupat Wizard, frate, de chestia aia? Pentru că de-aia l-am trimis acolo. What? Ok. Să vedem, nu vreau să pierd meciul ăsta, că dacă îl pierd, cred că intru înapoi în Arena 7, ceea ce nu prea ar fi foarte bine. Ok, mi-a trimis un Hogrider și un Prinț. Nu, chiar cea mai inteligentă alegere, aș putea spune. Nu cred! Bă, cum a dat săgețile alea, frate! Mamă, ok, deci știm că are săgeți, de să nu pune minion horde și scheleți odată. Pentru că are săgeți tipul. Bă, dar mai îmi dă cu de-astea, cu plângi, cu chestii, că mă enervează. Nu suport chestiile astea. Iară balon, mă! Na bine, și ce vrei tu acum? O să-și o iau un pic Wizard-ul, dar punem un Hogrider. De ce nu se pune, frate, Hogrider-ul ăsta? Nu înțeleg, ok, mi-a pus prințul ăla. O să-i luăm destul de mult din turn. Aproape luăm, 250, destul de bine. Punem Skeleton Army, frumos. A dat săgețile minion horde-ul. Și ce vrei tu să faci acum, a? Spune-mi tu, ce vrei să faci? Deja ne... Oh my god! Really? Punem un dăsta aici ca să scăpăm frumos. Punem și un prinț. Pregătim zep-ul. Ah, ok, și-a dat Skeleton Army, nu mai avem treabă. Nu e problemă, ne vom ocupa foarte, foarte rapid. I-am luat turnul ăsta, îi luăm și pe celălalt și vom câștiga acest match. Chiar foarte, foarte ușor, aș putea spune. Primul match, o victorie destul de frumoasă pe ca ăla. Nu știu ce face acolo, l-a dat cam degeaba, aș putea spune. Bun. Oh, shit! Avem un magical. Ok, îl deschidem. Hai că poate îl deschidem la finalul episodului, vedem. Bun. Hai să vedem ce facem și acest match. Am un deck nou, într-adevăr. Un deck destul de bun. Bun. Începem cu un wizard aici frumos. Mai vedem ce cărți ne dau, știi, jucăm așa, nu folosim foarte mult. Oh, ok. Deci așa vrei să jucăm, bine frate. Ia un hog.
Wizard, shit, ok, 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 nu e, nu e bine. Dar vom da ceva damage, oricum, mamă, are Wizard de level 7 și noi avem de 4. Ok, ok, ok. Da, bine, boss. Hai, logul, logul, bun, perfect, perfect, degeaba a dat logul ăla. A dat mult prea târziu. Și, și ce vrei tu acum? Nu înțeleg, ce vrei tu acum? Hați, Wizard. Ok, da, scheletul în armiul ăla nu prea, nu prea ok, dar dăm un zap. Bun, l-am luat. Ambele turnuri, oh, mă, iarăși, iarăși tu, mă. Mi l-a atins? Nici nu știu. Ok, nu prea avem ce să trimitem, o să dăm un Goblin Barrel ca să-i luăm turnul ăla. Bine, îi luam și fără, dar, na. Am zis să nu riscăm totuși, să fim siguri. Și îl mai luăm și pe ăsta și s-a terminat toată șmecheria, dar ar mai trebui să așteptăm că poate să facă comeback, chiar e în stare să facă comeback acum. Hai, mă, iară tu, mă. A, cam, cam în spate schelet în armiu. A dat un hit, într-adevăr, nu prea e, nu prea e bine. Dar nu e problemă că vine minutul, facem noi un atac aici frumos cu Wizard. Mai punem un baby. Ne-a pus și el un Wizard cam degeaba. Punem și un prinț care să se ocupe foarte rapid. Ne-a pus Dark Prince-ul ăla, ok. Mi-a luat un turn, nu-i problemă, i-am luat și noi un turn. A, mă, frate, mă. 45 mai ai, hai că te iau, easy. N-ar trebui să fie probleme cu ăștia. Ok, pe Knight-ul ăla luăm rapid. Un Hog Rider, ok, avem o mică problemă cu Hog Rider-ul ăsta. Dar nu, 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 nu mai avem absolut nicio problemă. Am câștigat. Bun, am câștigat și al doilea match pe acest, pe acest episod. Sper că filmez, da, doamne ce bine. Haideți între timp să vă arăt și, și deck-ul meu cu care, cu care joc. Ăsta e deck-ul, am un scheletă în army de level 3, un baby dragon de level 4, un prinț de level 2 care, la care ar mai trebui să fac un upgrade, un wizard de level 4, un hog rider, uite chiar aș trebui, a, nu pot să dau, ok. Un hog rider, un minion horde, un goblin barrel și un zap. E un deck destul de bun, mai aveam deck-ul ăsta cu care jucam binișor, nu știu ce să zic, dar momentan cu ăsta joc foarte, foarte bine. Uite, avem și un crown chest, hai să-l deschidem să vedem ce primim, ceva interesant. Niște minion horde, un furnal, niște... A, absolut nimic interesant. Ok. Episodul următor vreau să, vreau să jucăm aici la challenge-uri. Tot felul de challenge-uri avem aici că suntem, gen, suntem level 8, știi? Și putem face de acum challenge-uri din astea și o să facem episodul următor. Hai să dăm la acest episod foarte, foarte multe like-uri. Pentru că nu prea mai postat Clash Royale și o să mai începem încă un match. Foarte, foarte tare. Încercăm să câștigăm și pe ăsta, nu știu, sigur ne-a dat deja cu level 10, vede jocul că bă, ăsta vrea să, vrea să intre în arena nouă, dar noi nu-l vom lăsa. Dar nu e după joc, chiar nu e după joc, frate, ok, prințesa aia nu, nu-mi place, nu, nu-mi place, nu, nu o suport. Oh my god, ok, și ce vrei tu acum? Ok, frate, nu Goblin Bear, băi, 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 vreau să apăs pe prinț, frate. Mi-a dat bol, oh my god. Da, ok, avem o mică problemă în momentul de față. Mama de tipul și Electro Wizard și Baller și Prince, oh my god. Aiurea rău de tot. S-ar, s-ar putea să pierdem, sunt șanse foarte mari să pierdem acest match. Dar nu prea, nu am ce să fac, frate, adică tipul are cărți mult mai bune. Iară prințesa, ok, prințesita. Punem și noi un wizard, frumos, ne ocupăm. Și baller, oh my god. Ok, hați.
Și pregătim un din ăsta. A, pe bune, mi-a pus Electro Wizard. Mamă, și nici nu l-a omorât, nu pot să cred așa ceva. Și nu vreau să-l iau cu un Zep, că poate o să aibă niște ceva trupe mici, știm. Și dăm și un de-asta. Facem și noi ce putem. Are log! Bă, dar câte legendare are, frate, tipul ăsta, pe bune. Mult prea multe legendare are. Bă, da, hai că deja, boss. Deja mă superi. Pă bune. Nu pot să cred, Tornada, o urăsc. Mai dăm și un de-asta să luăm turnul ăla. Aoleu, nu pot să cred. Are mirror, frate, pe bune? Pe bune care mirror. What? Ok, ar trebui să ne grăbim cu hog-ul ăla. Nu pot să cred așa ceva, frate. M-a făcut, frate, doar cu Tornada aia lui, ești nebun? Că aveam șanse să-l bat, dar m-a luat cu Tornada aia. Aiure, avem 2300 de trofei și suntem aproape să cădem, deci nu prea ar fi foarte bine. Așa că o să mai dăm încă un mate să încercăm să nu scădem din nou, uite, level 8. Normal! Ok, trebuie să ne mai dăm upgrade la cărți, asta este o chestie foarte, foarte importantă. O să încep cu un baby dragon aici. Bun, foarte, foarte bine. Mai dăm un wizard și un hog. Mamă, mamă, îmi strică toată combinația ăștia. Nu pot să pun, mamă, dar ce pot să pun pe ăștia doi, frate? Decât un zep așa, hați, un dăsta, un dăsta, un, știi ce zic, adică... Da, nu cred că trebuia să mirosesc zep-ul. Oh my god, mi-a pus și de-aia. Bun, momentan suntem în avantaj, dar nu vreau să pierdem acest avantaj. N-am ce să-i pun la hog, deci chiar nu am. Bun. Am pierdut tot avantajul ăla pe care l-aveam, dar să sperăm că luăm acum ăsta. Oh my god, nu pot să cred. Nu, că poate fac ceva minionii ăia în această privință. Încă una. Asta zic. Perfect, chiar dacă Witch-ul încă e în viață, avem măcar un turn. Mai dăm niște goblini care nu prea o să... Perfect, l-am luat. Mă rog, mi-a luat turnul, asta nu e deloc bine. Da, ok, nu prea am cărți cu care aș putea începe un atac. Nu știu ce să zic, ok, o să pun un prinț aici. Cu un baby în față. Niște dăștea. Aiurea. Bun, deci deja i-am luat turnul, suntem foarte bine. Avem un avantaj destul de mare. O să-l atacăm de pe două părți ca să nu prea aibă ce să ne facă. Tipul e mega low, adică nu... Șansele lui de câștig sunt aproape infime în momentul de față. Bine, Hog Rider ăla nu prea mă ajută în niciun fel. Dar ăsta a fost meciul, l-am câștigat. Aproape de 3 crown, dar nu o să stau acum să mă chinui să iau 3 coroane, că nu are rost, știi, chiar nu are rost, perfect. Important e că noi câștigăm. Foarte, foarte bine.
Așa. De cât timp filmăm? 14 minute, ok, hai să o să filmăm ceva mai mult. Vă dai că gen, se face seară, știi, și e nasol. Că nu prea mă mai văd la webcam. Aș putea să fac hats. Nu chiar așa. Așa. Mă văd un pic aiurea, dar măcar mă văd. Știi? Ah, no, 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 no. Oh, shit, e groasă rău, băi, mam. Frate, ce a fost asta, pe bune? Turnul ăla l-am pierdut așa degeaba, ești nebun? Ok. Nu prea e ok ce se întâmplă aici. Ok, mai punem și un wizard aici să se ocupe de dragonașul acela. Da, wizardul meu n-are nicio treabă cu ce se întâmplă. Deci nicio treabă. Bă, frate, și ăsta e de la de joacă cu tornadă. Ok, măcar o să scap de ăsta și o să-ți dau ăștia. Bate-te cu ei. Bă, da, asta e mult mai ușor Skeleton Army, frate, Dark Prince-ul ăsta. Nu știu, deci tipul are un deck foarte bun, nu am ce să-i fac. O să pierdem meciul ăsta, asta e clar. Adică n-am nicio șansă, frate. Mi-a pus și archerii. Ah, normal că-mi pune tornadă, frate. Nimeni n-are nicio treabă cu hog-ul meu. Mai am 100 la viață, da. Foarte, foarte mișto, îmi dă un zap și am murit, da, mișto, mișto, mișto acest meci. Oribilă tornada, o urăsc, deci urăsc tornada, oficial. Pe scheletonul ăsta mic era să-mi bată turnul, ești nebun, mamă, s-a terminat jmecheria, gat. Bă, măcar să nu-mi dea 3 crown să mă fac dracu de râs, știi ce zic? Așa o ducem până la capăt și gata, măcar, știi ce zic? Aia e, dar mi-a luat o coroană, nu 3. Da. E bine, fraților, aici vom încheia și noi acest episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel don de like, să strângem... Nu știu, aici 3000 de like-uri dacă am putea strânge la acest episod, ar fi foarte tare. Mâine să postăm un nou episod de Clash Royale în care o să facem aceste challenge-uri, așa că stați geană pe canal, apăsați pe butonul de like pentru că o să vină mult mai multe episoade, apăsați pe subscribe, dați pe acel clopoțel, foarte important, apăsați pe clopoțel. Și pe canalul de vlog am început seria de Crăciun alături de Five Gang. Dacă nu știți despre ce este vorba, intrați pe canalul de vlog. Mă rog, nu momentan pe al meu, pe al lui Shelly puteți intra și o să vedeți acolo care e toată șmecheria. Și da, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pam!